Astăzi o să vă arăt o chestie foarte interesantă, o chestie incredibilă. Am să vă arăt cum se face click dreapta pe un Mac. Avem un MacBook Pro aici și un mouse, un Magic Mouse. Bun, avem mouse-ul care nu are niciun buton aparent. Ăsta e tot mouse. Așa apare. Bun, ăsta e mouse. Ok? El așa se ține. Iar dacă apăsăm în partea aceasta, după cum sper că vedeți în cealaltă imagine, e un simplu click. Bun. Închidem acum. Dacă apăsăm în partea asta, deci dacă apăsăm în partea cealaltă, e click dreapta. Iar dacă apăsăm pe centru, se deschide într-un alt tab, fereastră. Bun. Deci se pare că avem și cu mouse-ul de la Apple, click dreapta. Dar dacă nu avem mouse, ce facem? Păi, dacă nu avem mouse și pe laptop, putem să facem la fel. Ca să dăm un simplu click, nu avem nevoie de un buton anume să facă treaba asta. Și pur și simplu apăsăm. Da? Punem degetul. S-a deschis. Haideți să mai facem o dată, poate nu e clar. Deci, vine degetul, vezi? S-a deschis. Pua. Dar dacă vrem click dreapta, treaba se complică într-adevăr. Apăsăm două degete. Vedeți? Două degete, da? Am două degete. Două degete. Și dacă apăsăm cu două degete, pua. Incredibil. Bum. Deci apăsăm cu două degete, vedeți? So, în bum. Am apăsat cu două degete și facem ce vrem. Opening new tab sau ce vrem noi să facem acolo. Deci, bum. Vedeți? Deci se poate, da? Se poate click dreapta și pe Mac. Cam asta a fost tot. La revedere!